dejun. Soia și multe de astea, cărnăciori, crembuști. Nu n-am înțeles pe omul și nu știm exact ce vinde, dar din ce am înțeles, asta ar fi cam pui, asta vacă, ne-am ales niște tofu, frigărui de tofu, ăsta credeam că e pește, dar de fapt nu știu ce e, ăsta e pește până la urmă. Sandvișurile cu tofu, salată, castraveți și pește, 2 dolari, 1 dolar de om, micul dejun, deja mai bagheta. Banane prăjite. Un piurtoș din banane. Pentru doar o miuță. Un leu. Un leu și un pic. 25 de cenți. Azi vom face tripul la pagodă și la peșteră, tot cu un tuk-tuk. Pentru că sunt foarte mulți kilometri, sunt în total vreo 50 ceva de kilometri și nu avem cum să-i facem pe jos. Distracția cu tuk-tuk-uri. Am ajuns. Welcome to what Ek Phnom. What Ek Phnom. Suntem singuri turiști. La intrare, un dolar intrarea în acest templu, este tot din secolul 12. Un mare Buddha la intrare. Ne-am uitat pe paginile caietului și nu prea erau oameni din România care au fost în această zonă recent. Foarte mulți din Franța. Haideți, fraților, călătoriți puțin ce faceți, stați și puneți banii la saltea. 1500 de dolari? Ce scrie aici? Nu știu. Am aflat de la șoferul tuk-tuk-ului că acest templu este din același timp, aceeași perioadă, la fel ca Angkor Wat. Și asta fără să citim pe net. Wow, ce colorat! Nice. Păcat că nu scrie în fiecare imagine nimic în engleză. Pentru asta trebuie un ghid. Dar aici nu e prea greu de descifrat. Este viața lui Buddha. Wow, ce lac! Nu este niciun turist înăuntru. Hello? Hello?
s-a păstrat chiar super bine. Practic aici nu prea s-a investit încât să se poată urca. Poate urca, ba, dar se poate intra. Uite că e cineva înăuntru. La fel ca la ancoruat copacii. Impresionante mari. Mă, se poate urca acolo. Dar nu s-a investit să se consolideze puțin arhitectura. Da. Wow, ce pietre mari, a? Trebuie să faci pași mari când urcai înainte. Danger! Cineva a fumat o țigară. Un pic să-i țărănit. Deci un mic templu. Da? Mi templu. Un turist în final. Ce tare că fiecare templu de genul ăsta a fost făcut lângă o apă. Și acest templu este înconjurat de apă. Știu eu ce știu. Secretul naturii. E bine, știi că pentru atacatori, până ajungeau la templu, puteai să te lupți cu ei. Cam ăștia sunt artiștii din acea perioadă. A, uite, acolo vrea să mai construiască cineva. În spatele lui Buddha. Cred că un templu pap. Informații din gază ceva? Nimic. Nimic?
se pot observa doar imagini de la, cum se numește, de la reconstrucție. Marele Buddha. Și la untru mic ce Buddha. Băgă-te la o baie.